După Spitalul Județean de Urgență, urmează Biblioteca Ion Minulescu. Consiliul Județean a alocat fonduri pentru renovarea fațadei. Să reabilităm puțin fațada Bibliotecii Județene. E un proiect pe care l-am hotărât încă de la început de an cu vechiul director, Dumnezeu să-l ierte. Și iată că în acest moment am ajuns cu el să-l și-l punem în aplicare. Și în 2015 investițiile vor continua la Biblioteca Județeană Ion Minulescu. Vor fi cumpărate și cărți noi. Ne planificăm deja bugetul pentru anul viitor. Avem prinși bani pentru terminarea investițiilor începute astfel încât să reabilităm clădirea, dar și pentru finanțarea de nu mobilier, pentru că nu ne permite o ordonanță de guvern dată în urmă cu un an de zile să facem astfel de cheltuieli, dar pentru carte și reparații în interior a mobilierului existent. Cu fondurile primite de la Consiliul Județean Olt în acest an au fost achiziționate 700 de volume, valoarea lor depășind 20.000 de lei.